supraînălțarea curbelor în Civil 3D. Deci aici noi avem un tabel care se regăsește în normativul 863, da? Și în tabelul ăsta avem următoarele. Deci avem odată viteza de bază 180, 60, 50, 40, 30, 25 km pe oră, da? Și aici avem în rândul 2 avem pantele. Respectiv maxim panta maxim transversală este de 7% și până la 2, da, bine, 2,5 până la acoperiș. Și aici avem în felul următor. Deci avem razele. Astea sunt raze. Dacă noi avem viteza de 100, viteza proiectată, dacă o avem de 100 și avem raza curbelor între 400 și 425, trebuie să băgăm un dever maxim de 7%. Da? Dacă raza noastră se află între 686 și 745, da, trebuie să băgăm 4,5. După exemplul ăsta al nostru, în care noi avem aici rază de, cât am zis, cât era, 30, da? 35, nu știu cât era. Da? Să zicem că pentru curba respectivă, pentru că raza este foarte mică, noi avem viteza de 30. Deci aici am avea o rază minimă de 35. Da? Deci eu ca să pot băga viteză de 30 în curba respectivă, trebuie să am o rază minim de 35. Eu am aici o rază de 33, cât sau cât era. Da? Deci este sub 35. Și în acest caz eu merg cu viteza de 25. Deci viteza maximă în curba respectivă eu pot să o pun de 25. Și la viteza respectivă am raza între 31 și 35, deci trebuie să pun un dever de 6%. Lucrul ăsta ar trebui să-l fac programul, ar trebui să-l facă programul automat, da? Dar nu știu cât de bine îl face. Acum o să vedem ce știe el să facă și dacă nu, o să trească să le luăm la mână. Deci, la fel, putem să printăm pagina respectivă și să o băgăm în program ca să fie mai aproape, să avem un acces la ea mai ușor. O băgăm aici. Ca să avem acces la tabelul respectiv. Și, în mod normal, supraînălțările se fac cu Super Elevation de aici. Dăm Calculate. Calculate Now. Deci selectăm varianta asta, da? Deci din ax rotim, stânga-dreapta, next. Lățimea benzii este de 3 metri și deverul minus 2,5. Avem o singură bandă, stânga-dreapta, next. Aici ce ține să calculăm acostamentul, nu mai calculăm. O să-l lăsăm așa deocamdată. Mai departe. Și aici ar trebui să băgăm normativul. În mod normal ar trebui să existe și un normativ românesc, dar din ce știu eu nu este bun. Sau era bun, sau nu mai este. Nu știu exact. Dar, deci trebuie de încercat. Trebuie băgat normativul românesc, aici trebuie să fie scris ceva cu ro. Dacă merge, bine. Dacă nu merge, trebuie încercat cu standard. Adică îl importi, rulezi, vezi dacă valorile sunt ok, îl lași. Dacă nu, încerci altă metodă până când găsești un standard ăsta din civil care este cât de cât aproape de normativul nostru. O să băgăm pe ăsta deocamdată. Aici e maxim 4%, 2 benzi, nu știu ce. Dăm Apple Curve Smoothing, nu știu, curvele asta încă nu știu ce este, dar se poate de testat. De bifat și de văzut ce se întâmplă. Finish. Și în momentul de față se creează un tabel cu supra... se calculează supra înălțările. Și aici vom avea fiecare curvă cu supra înălțările respective. Deci noi avem curba 1
La curba 1 nu s-a adăugat nimic, curba 2, curba 3 nu s-a adăugat nimic și abia la curba 4, da? Avem supraînălțări. A terminat. Tabelul ăsta putem să-l dăm mai jos. Și hai să ne uităm să vedem noi la ce curbă suntem aici. Deci iarăși editor, selectăm curba respectivă, aliniament. Zice el. Hai să vedem, mergem la 12. Deci practic aici sunt toate curbele, da? Dar noi nu avem aici curba 12. Number 12. Hai să-i dăm un recalcul, un rebuild, să vedem dacă i-a pus ceva aici. Asta noi o să vedem pe secțiunea transversală. Dar nu cred că i-a pus ceva. Am uitat să fac ceva. Să le adaug în subansamblu. Nu s-a întâmplat nimic. Da? Deci aici, în mod normal, ar trebui să urce. Dar nu s-a întâmplat nimic, pentru că noi, în subansamblu, ăsta, zoom to, la structură, aici, noi trebuie să-i băgăm always from chrome slope direction use super elevation, da? Îi zicem, deci noi suntem pe partea dreaptă și pe partea dreaptă noi avem aici valoarea right outside lane, da? Deci respectiv aici trebuie să selectăm right outside lane, da? Și respectiv pe stânga. Deci acolo unde ne-a băgat nouă valoarea, left outside, în subansamblu, care trebuie să preia panta din modulul ăsta de supraînălțări, noi trebuie să-i dăm aici de unde să preia. Da? Deci codul ăsta, practic, super elevația asta, trebuie să folosească pe partea stângă, da? Trebuie să folosească left outside lane, că noi aici avem mai multe opțiuni. Avem și Insight și Excite în dependență de configuratorul ăla pe care l-am folosit. În cazul nostru este Outside Lane. Asta. Și acum, dacă mutăm asta mai sus, ar trebui să fie, da, vedem, deci s-a ridicat. O să mergem înapoi la coridor și mai dăm un rebuild. Da? Și vedem, s-a ridicat panta. Deci este, practic, acum supraînălțare. Pe ăsta o să-l micșorez un pic. Nu pot să-l micșorez, hai să-l dau mai jos. Deci avem aici kilometru 1540. Foarte ciudat. De fapt, nu e ciudat. 1.540, putem să le identificăm și după kilometru. 1.500... Cred că asta e curba. Da, asta este. Deci în momentul în care dau click pe aici, da, se vede cum se îngroașă axul nostru. Da? Deci asta este curba. Și aici avem... Deci curba 6 ne interesează pe noi, da? 7, nu. Deci 6. 6, ok. Ce avem aici? Transition lane în region, round, end, normal. Deci nu mai înțelegi nimic aici. Deci avem așa, left outside. Hai să ne uităm pe partea stângă și pe partea dreaptă. Deci pe partea stângă avem minus 2,5 în kilometru respectiv. Asta probabil este la intrare aici. Deci 1.515 avem intrare în curbă. 1.515, n-are nicio legătură. Oricum, ca și idee, el a pus 4%, da? Deci noi aici, în zona asta, avem 4%. Aici ne-a desenat
nu ne desena, trebuie să adăugăm un label ca să vedem și noi ce pant e aici. Bine, îi adăugasem eu un label, dar nu mai știu dacă merge asta. Stil de coridor. Nu de aici, mă. De aici. Standard proiect. Bine, standard proiect, doar că eu vroiam aici la link. Pantă. Label styles să fie declivitate, ok? Și la dever. Dever, da? ABC de dever. La dever ăsta este. Să-i dau declivitate, ok? Deci, practic, eu la stilul ăsta de prezentare a coridorului am adăugat deverul. Ar trebui să-mi afișeze aici deverul. Acum, nu știu. O să-mi afișeze? Bine, nu, nu. Ideea e că se poate de afișat, dar mai durează un pic. E, și de asta ziceam, da, deci de aici se poate modifica panta respectivă în cazul în care normativul nu a adăugat corect. Standard proiect, nu ăsta, un standard. Hai că a pus-o. A pus-o invers, dar nimic. Da, deci 4%. Și acum noi ne ducem în normativul nostru și ne uităm. Deci la raza de, la viteza de 25, raza este de 33, adică ar fi între 31 și 35, deci ar fi o pantă de 6. Deci trebuie să o mărim. Deci trebuie să punem în loc de minus 4, trebuie să punem minus 6. Minus 6 aici, minus 6, deci la intrare în curbă, stânga, respectiv dreapta, și la ieșire din curbă, stânga-dreapta, minus 6. Minus 6. Aici stai să-i dau un să-i scot, la mine e rebuild automatic, trebuie să-l scot pe ăsta că merge mai greu la fiecare, de asta trebuie să recalculeze. Și dacă el scot, o să-i dăm la sfârșit un rebuild. Deci aici avem 6. 6. Și aici avem tot 6. Deci ideea e în felul următor. Odată creăm automat ca să ne creeze nouă pozițiile astea kilometrice, după care îi dăm... Îl verificăm, da, la fiecare curbă, dacă e ok sau nu e ok. Și le modificăm. În principiu aici, pe existent, cam tot e 6 sau 4 sau 6, da, tot. Bine, s-a lăsat partea din dreapta, s-a mai lăsat. Partea de stânga e ok. Dar partea din dreapta s-a lăsat. Sau poate nici n-a fost făcută supraînălțare. Și aici avem și pozițiile kilometrice. Este enervant că sunt foarte multe rânduri care nu cred că își au rostul, da? Se putea de făcut mai simplu. Intrare, uite, decât la... Deci avem curba 6, da? Deci avem o poziție, a doua, a treia, a patra, a cincea și a șasea. Astea probabil sunt de intrare și să de ieșire. E ok, dar iarăși, când îl desfaci, mai apar mult mai multe rânduri. Ca să ce? End normal, run out, nu știu ce. Și să-i mai bagi aici, n-ai ce. Da. E un pic mai complicat, dar ideea este în felul următor. Da? Deci s-a schimbat, s-a băgat 6 și în felul următor trebuie făcute la fiecare curbe. Cam asta este cu supraînălțările.